aceasta este destrăbălare. Împotrivă cu Sfânt de Duh. Poate că mă întrebăm de ce oare Apostolul Pavel folosește aici așa un contrast ciudat, am spune. Într-adevăr, aici primim o învățătură în contrast. Cu toții, poate am avut ocazia să vedem cum arată un om care este beat. Un om care este beat, niciodată nu va putea face ceea ce va voi. De cele mai multe ori, alcoolul care va domina mintea lui, va fi cel care îl va duce în stânga sau în dreapta. Și multe, multe neplăceri în lumea aceasta se produc datorită faptului că oamenii sunt robiți uneori și stăpâniți de alcool. Un procent îngrijorător de accidente rutiere se întâmplă din cauza faptului că la volan urcă bărbați și femei care sunt sub influența alcoolului, spunem noi frumos, ca să nu spunem că sunt beți. Apostolul Pavel folosește imaginea aceasta a unui om care este stăpânit de alcool, deși atrage atenție.